trebuie să mai să fiu în control și să las lucrurile să vină bune, rele, cum sunt, să vină și să le accept. Și am înțeles că dacă pe mine îngrozesc atât de tare lucrurile astea, înseamnă că în alte forme am criticat sau am fost rea cu altcineva. Dacă eu văd rău în ceea ce îmi spune tatăl meu să fac, să fac, că nu fac bine, că am uitat să calculez, nu știu ce, acum noi dintre între un plătim la firme TVA-ul, la ANAF, nu l-am calculat bine, trebuia mai așa, nimic nu e bine, nu știu. Ideea este că e clar că lucrurile astea vin ca să mă deranjeze și să le accept. Mai mult, nu trebuie să fie bună. Exact. Nu trebuie, dar voie să fie. Cumva Dumnezeu mă ajută prin treaba asta să... Ce-a zis? Tot ceea ce mă doare, de fapt, face bine sufletului meu. Sufletului meu și eu mă mântuiesc sau... Dacă eu le accept sau... Și dacă sufăr... Păi blochez eu... Păi vei suferi atâta vreme cât nu accepti. Să-l schimbi pe tatăl tău. Când vei fi în acceptare, suferința dispare. Nu mai e nevoie ca tatăl tău să ia un rol din acesta corector. Deci el se sacrifică pentru mine. Toți oamenii care ne deranjează se aruncă în iad pentru noi, unui bețiv, unui trădător, unui mincinos, deci ar trebui să le pupăm una. Deci eu cumva îi fac lui rău pentru sufletul lui, că se face mai rău. Rău, nici să iau un rol ca să te mai rău, mai rău, mai rău. Da. Și dacă nu accept, vor veni dublate. Și mai mulți, mai mulți dublate se vor amplifica. Până te duci la acceptare. Că pe dat la o parte. Pe toți l-am. Da, și copilul e tot băiat, că și vezi că vine băiat. Tată, soț, băiat. Da, da, pentru că și relația cu tatăl meu s-a stricat foarte tare din ultimii 2-3 ani, de când am divorțat de soțul. L-ai acceptat de la soțul tău. Da, da, da. Exact ce a spus domnul Ghidel, că din cauza faptului că nu relația cu soțul a fost, s-a terminat cum s-a terminat, acum am cu tot cu partea masculină, deci am o problemă. Să duci pe canal că sunt la mărturii ale femeilor, 2000 de mărturii. Da. Timp să ai. Da, da, da. Da, cam asta e. Și eu când am spus cruce, m-am referit la faptul că... Am înțeles ideea aceea despre cum e crucea. Că nu pot eu să mă schimb. Adică eu, cu toate că știu că știu lucrurile astea, dar e atât de greu când ești în... Nu, nu, mai nu conștientizez pericolul. Este o doamnă care a murit anul trecut. A avut aparatul genital scos, primea drenă la intrare și la ieșire. Da. Doar magica. Dacă dați acolo la pe canal, la mine o găsiți. Dar nu a fost să fie văzută. Ce? Nu-i convenea de soțul, îl criticat tot timpul. Da. Cu toate că îl critica de la nenorocit, soțul ei tot venea la ea să îngrijească, să aibă grijă de ea. Anul trecut, în noiembrie, a murit. Deci să vezi ce înseamnă atacul repetat asupra bărbatului se transformă în moarte. Da, deci este foarte periculos pentru și femeie. Și fostul soț mă critică și acum, adică are critică. Pentru că e critica ta, da. Dar tu poți să ai critică față de oricine care se transformă în atac asupra bărbatului. Uite, ca să faci un exercițiu, să încep deja, o să-i rugăm pe bărbații de aici, George Maipinu, și găsește acele cuvinte care pot să exprime starea ta de bucurie când față-i soțul tău. Uite, și începe cu George. Noroc. Știi, asta este un joc, un joc de magie. Asta care îl propune Maria, pentru că în momentul în care ai un bărbat, nu contează, ce bărbat e același bărbat ca al tău de acasă. Exact, deci modul cum te compoți față de el acum este modul cu care te compoți față, adică soțul tău percepe stările tale sufletești. Am înțeles, deci el vrea este rău cu mine acum. Și eu trebuie să mă gândesc la trecut să vorbesc cu mâna soțului. Dacă avea soțul tău în față... Aici e soțul tău. Păi da, e soțul meu, dar... Dar n-ai treabă cu trecutul, ești aici. Da, există vreo de aici. Acum ia vezi dacă mă el este soțul tău. Nu trebuie să-i spun ceva frumos neapărat. Dar spune ce țin. Deci ideea e dacă ar fi să poți... Da. Dacă ar fi să poți, ei spune, dacă ar fi să poți să-i spui ceva frumos, care a venit timpul. George, mai aproape, te rog, fără să mai ui deschidere. El e aici și abia așteaptă să audă ceva frumos de la tine.
nenorocit. De ce nu se spune ești un nenorocit? Da, da, da. Da, da. Ți-a început, da. I-a zis bine, Gabriel. Gabriel, da, te are și nume de Anhel. Îți mulțumesc pentru felul tău de a... Poate de a, chiar de a te iubi. Da, felul de a mă iubi. Că el are un fel și chiar și acum simt că mă iubește, așa, prin felul lui, așa. Prin felul tău de a mă iubi și de a fi protector. Chiar și dacă, chiar dacă ne-am despărțit, el încă este protector față de mine și față de copilul în care are grijă de noi. Ce e interesant că mai devreme zicea că mă critică, că face, că păi trece. Da, mă critică, vine, dar în același timp e da, critică constructivă de la Marx în coace, nu? Asta-i tu seama. Primești la asta. Nu cred că dacă este mai constructivă sau nu cred că ești. Gabriel, îți mulțumesc pentru cel mai minunat lucru pe care puteam să-l facem noi doi împreună în viața asta. Da, pentru copilul nostru, care este extraordinar și... Ți-a dăruit un copil. Da, un băiețel. Hai să o lăsăm pe ea și fii atâtă, îți voie să fii că... Stai aici! Da, așa îmi spune și el, că-s foarte... Fii atentă, îți voie ca să nu... Nici la școală! Dacă poți să plângi, ce anume? Dacă vrei să plângi... Da, nu poți să plângi, poți să-ți dai voie oricum. Curba mea, vrei să plângă astăzi aici, m-a surprins. Lasă mâinile desprinse. Așa. Da, le-ați desprins. Așa. Da. Și întoarce-te către el și caută să fii cât mai degajat. Tot fuge de el. Da, să-mi tot fuge. Dar și el fuge de femeie, normal. Eu nu mai fug. Serios. Cumva sunt amplindă că și el a fugit de femeile bune și poate... Da. Și ce să spun... Dar chiar seamănă la mâini așa. Gabriel este toți oamenii se mai la fel. Nu e și pictează și el a zis. Dar lasă-mă acolo, de ce uite, vezi anul 33 din ce pictez. Lasă-mă să trupă. Și anume? Și ți-a spus mai bine. Așa, și să mai spun ceva frumos. Ce să-ți mai spun eu, ca să fiu recunoscătoare? Sunt recunoscătoare pentru toți acești ani care ai fost alături de noi. Și în continuare ești, nu știu cât te mai ține, dar uite, cam așa e. Trebuie să fiu mai blândă și mai... Am să te întorc înapoi în punctul în care vrei să te duci într-o zonă ce ai spus, nu știu cât te ține. Da, spuneți. Așa ai zis, nu știu cât te ține. Cât mai ține să ai grijă de noi, așa. Uite așa. Da. Dar ce aștepte? Tu vrei ca el să nu se căsătorească până nu te decizi tu? Nu fă întrebarea asta. Adică nu cumva să uiți de mine? Și eventual să stai după mine toată viața. Ia te rog să te îndrepti către el. Nu am verbalizat asta. Nu, dar dacă ar fi acolo să te duci puțin... Da. Și ce să-i spun? Dacă îi dai voie, adică... Spune că vrei o familie, nu două familii. Vii cu mine cu Chirin și îți întreb o familie. Nu putem sta în două familii, o familie. Dar nu, că el nu are pe nimeni. De unde? Păi nu el, tu. Și nu e normal să aibă? Tu să renunți la părinții tăi. Și suporți? Să-i respect, dar să renunți la ei, pentru că noi suntem o familie. De ce nu te gândești? Oricum nu am treabă. Eu totuși copii doar să-i familie. Voi vedeți ce se întâmplă? El vorbește acolo și nu-l ignori în continuare. Asta e realitatea de la noi de acasă. Și tu vorbești aici cu o altă femeie, explicându-i ei în loc să-ți ascult bărbatul tău ceea ce... El nu există în viața ei. Păi și n-a existat niciodată. Păi și atunci de ce l-ai luat? Uite de la el că m-am grăbit, cred. Nu te-ai grăbit. Dumnezeu ți-l-a trebuit. Ai făcut un copil. Îl ai, l-ai avut. Prin bărbat îl ai pe Dumnezeu, ai supunere, ilustrine, tu poate, ai fericire. Păi și nu e perfect. Multe femei nu au asta. Tu le-ai pătau aici. Fă-ți bagajele și lasă-ți bărbatul și bărbatul. Dar nu contează, stăm cu cortul, dar stăm fericiți. Locul ăla unde... El mi-a asigurat un loc unde să stau cu părinții. Eu nu stau cu părinții. Eu nu locuiesc cu părinții.
El a mutat-o. El a mutat-o. Trebuie să intri în urmă lui Gabriela. Ok, și așa. Nu știu. Deci fii atentă că atât a fost aici. Da. Vine din nou Gabriel într-o formă. Mai aici. Mai blândă. Ce ai încurcat-o? Nu, i-am... Aici este din nou Gabriel. Dar nu putea să ne mai mult cu Gabriel. Dar rămâi acolo, de ce te așa și să fie el? Și cumva... Și nu e bine? Adică nu mi-a convenit treaba asta, pentru că eu am vrut să fiu eu, să am ultimul cuvânt. O seama din tot ce am făcut. Bine, acum uite, forma ești care scoate din nou din tine ce încă n-ai conștientizat că poți. Da. Să-i spui dincolo de nemulțumire, dincolo de critică, dincolo de orice și ești aici. Și în fața ta e Gabriel și tu ești plină de recunoștință, da. Întotdeauna te ajută și îți dai voie să comunici cu el. Cred că am avut prea puține momente frumoase ca să mi-aduc aminte așa de... Chiar am avut puține momente frumoase în viață. Nu ținem niciodată. Ce ți-ai fi dorit? Mi-aș fi dorit să fie mai blând, să fie mai blând, mai romantic. Bine, eu nu prea am fost deschis așa să poți să fii tu romantic, dar... Deci nu e vina lui. Da, asta e, nu e vina lui. Cred că nu e vina lui. Dar spune nici nu m-a ajutat, nici tu nu m-ai ajutat să pot să mă deschid. Și cum? Ce-ți doreai să te ajute, de fapt? Că tu știi. Păi el, cu critica lui, m-a făcut mai mult să mă închid. Că el m-a criticat de prima dată, Dar fii atent, acum vine învățătura lui Marius care spune este exact opusul a ceea ce vine să-ți spună. De fapt, el prin asta te ajută. Da. Te critică cine te iubește. Deci dacă omul nu te deranjează, nu te iubește. Am înțeles. Deci mai bărbații care te deranjează și te iubesc, în aceea te iubesc. Să iubire tine și prin acea iubire crescută în tine să nu-ți vezi. Maria, deci în trebuie păstrată prioritatea bărbatului. Deci numai acea explicație este adevărată. Dacă se încalcă prioritatea bărbatului, a intrat în conflict cu divinul. Și va trebui să se supere. Deci în tot ce spui tu, trebuie să respecti el bărbat. Cumva prin fapte a făcut ce a trebuit pentru perfect. Familia lui. Da. Așa cum am fost noi, că nu ne-am înțeles deloc. Dar... Familiile nu s-au înțeles. Chiar dacă noi nu ne-am înțeles, el a făcut... Familiile nu s-au înțeles deloc, eu vreau să spună. Și mama mea mereu avea o critică că lasă-mă cu... Familie sau căsătorii? Da. Și cumva l-a influențat, pe cel puțin pe mine m-a influențat treaba asta. Și pe el? Și pe el, probabil și el îi spunea, dar nu știu foarte mult. Mama lui îmi spunea că nu are nicio problemă, că ea e foarte bucuroasă. M-au plăcut ai lui când m-am dus la... le-am cunoscut. Cel puțin asta am simțit eu. Invers nu prea a fost, ai mei nu prea l-au... Și dacă nu l-au plătai tăi, nu l-ai mai vrut nici tu. Dar nu, da. Problema universul conștient, am făcut treaba asta și eu, l-am respins. Da. Uite. Chiar dacă n-am căsătorit. Mădălina. Da, cam asta. Mădălina, te rog vino. Mădălina este o versiune a ta. Da. E o versiune a ta. Care știe exact ce are să-i spună lui Gabriel. Dar de fapt este pentru tine, Mădălina. În față este soțul tău, Gabriel. Cred că trebuie să fie apreciat, iubit, pentru că ești divinitatea pentru mine în familie și ești primordial. Și eu ca soția trebuie să-ți arăt lucrul ăsta și să fim supusă tăută. Înțelegătoare. Ce înseamnă pentru tine să fii supus? Să accept tot ce nu înțelegi. Nici eu nu înțeleg, dar nu încerc. Când ai zis tăcută deja? Aplauze mea mult. Tăcută nu, nu ne place. Da, ajunge supus, auzi, mai țătă, mai și dacă nu. Da, pentru că am găsit pe Alisa care a spus Ioana, m-a zis nouă. Ce a zis Alis? A spus că Icoana, Măguței Maria, nu vorbește, este tot timpul întrebată.
Și mi-a plăcut foarte mult. A fost așa o conștientizare, într-adevăr. Scuză-mă, am pierdut. Ca să poată să-și refacă energia, pentru că știți, femeile, atunci când se deconectează de la propria lor energie feminină, divinul nu ne lasă nicicând. Aduce în cale o prietenă, pentru că femeile au această putere a crea, a creării, a nașterii, această putere a renașterii permanente, vine o prietenă și știe că în fața ei este soțul. Și este o variantă de Alina. Și vorbește. Rămâi acolo. E foarte greu să zic ce simt față de tine. Dar mi este clar că te iubesc și te-am iubit dintotdeauna. Dar am fost prea mândră și prea orgolioasă ca să accept aceste lucruri. Și să mă las condusă. Ce înseamnă pentru tine să fii condusă? Adică ce ți-a fost greu, practic, să încerci? Nu ți-am făcut eu totul tău. Ce-a fost greu să încerci? Să nu pot să controlez viitorul. Și să știu că tu este mâinile tale. Adică nu aveai încredere în mine? Nu aveam încredere în Dumnezeu. De ce? Asta e o altă poveste. Este soțul tău aici. Rămâneți acolo. Este soțul tău care cândva bate, a agresat, ba nu știu ce ți-a făcut și a venit timpul să-i fii recunoscătoare pentru întâlnirea cu el. Îți mulțumesc că ai fost alături de noi, că ai avut grijă de noi, că ai fost lângă mine și în momentele bune și mai puțin bune. Mulțumesc că m-ai iubit și că mă iubești în felul tău. Da, mă iubești tu, că mă iubești în felul tău. Ești da. Sigur? Da. Numai că eu nu primesc iubirea ta. Fiindcă de ce nu-i primești iubirea? Sau crezi că nu-i primești? Fiindcă de ce? Uită-te la papucii lui, dacă are șosete groase și puțit. Pentru soțul meu un singur lucru care sunt convinsă că toate fetele care te țin de mână aici, soțul meu drag, ar vrea să-ți spun același lucru. Îți mulțumesc din tot sufletul că m-ai suportat. Iartă-mă că te-am provocat. Cum l-ai provocat? Ce-ai făcut? Ce-ai avut cu ea? A fost în competiție cu el tot timpul. Interesant. Pentru că nu mă consideram suficient de bună.
Păi ia uite ce-a venit să-ți spun aici, dragă soț. Deci ați auzit de fapt variante de adevăr în manifestare? Poate poți să-l iubești. Și că de fapt tot ceea ce se caută este doar iubirea. Exact prin asta am provocat. Prin neștiința de a mă iubi de mine. Prin neștiința adică de a fi în a te iubi înseamnă a iubi pe celălalt. Pe mine. Înseamnă te iubi iubind. Dar eu am iubit. Dar eu n-am recunoscut iubirea. Acum nu mai pot să iubesc. Dar de ce nu? Interesant. Pentru că au fost foarte rănită. Pentru că poate, nu mai poate. Mai repetate rânduri. Nu e vina lui. E vina mea. De ce e vina ta? Că am acceptat. Nu, așa vreau să fie. Da, până când am curajul și puterea să pun stop. Da. Dacă vrei, asta îți dorești. Dar pe tine știi să te iubești? Dar pe tine te poți ierta? De fapt, uite ce așteaptă. Uite ce așteaptă ea acum. Să se simtă, să simtă că ea de fapt e iubită, indiferent ce e în mintea ei. Cum da, este să aici este o problemă foarte mare în acest lucru. Știi că exact asta vreau eu să spun. Vreau să spun și eu ceva aici. Nu, da, eu vreau să se regăsească la ea. Da, este conceptul de te iubești pe tine. Asta vreau să spun ceva. Iubirea nu are nevoie să fie iubită. Deci nu mai ar fi ce ajuns adevărat. Și e mai deci iubirea nu are nevoie să fie iubită. Deci vei fi iubită numai când nu aștepți iubirea. Și cam asta e, în momentul de față, cum simt lucrurile. Ascultă puțin ce are și Gabi de spus. Da. Eu nu o să te mai critic, nu o să te mai judec, chiar dacă o să mă rog. Da, poate greșesc. El se va îmbolnăvi. Și boala lui se va duce la copil, sub o formă sau alta. Da, e prea bun. De ce? Pentru că așa e. Ești soțul ei care ai grijă de ea și de copil. Și a venit timpul acum să-i spui poate niște lucruri care nu i-ai spus, pe care nu i-ai spus niciodată. Sau nu te-a ascultat, n-a auzit. Dar ține cont că e despre tine. Și ești chiar soțul, poate al ei, poate al altcuiva. Am înțeles, nu am încetat să te mai iubesc nicio clipă. Și adică e real. Și te rog în suflet să... Adică ce spune el, e așa gândește soțul ei. Dacă mai doresc să-ți mai continui viața lor de mine, alături de mine și de copii, să fim împreună. Noi, nu doi, două fani. În fășanul unei, asta e viața. Și care trebuie să lase ceva normal, noi ce să lăsăm? Voi aveți ce să lăsați. Deci exact astea sunt vorbele lui Gabi, că trebuie să lăsăm ceva normal. S-a spus că Gabi vorbește. Păi da, dar trebuie să lăsăm conceptul nostru. Și mereu spune că te iubesc un conceptul meu. Învățarea noastră, conceptul nostru pentru generația care va veni în urma noastră, da, copilul. Da. Nu urma malul tata sau soțul meu. Nu i-au făcut copilul, e drăguță de noi. Noi trebuie să-l iubim. Uite, uite ce vin. Ascult de bărbat sau de tată? Întotdeauna de bărbat. Întotdeauna de soțul tău. Dacă ai soț, dacă n-aveai soț, ascultai de tată. Asta îmi spune și el. Dacă mori, ascult de naș, că e nașul spiritual. George, dacă poate să spune ceva la Alina. Orice, n-am dragoste. Da. Ia. Poate vrei să o ții aproape doar de tine. Au omorât-o. Au omorât-o, plânge.
Amândoi. Sensibilității și o lăsăm să se exprime în timp ce ei stau acolo. Zana, mi-e dor de mine cum simt lângă tine. Măștile cad rând pe rând, goi suntem de roluri, doar iubire suntem acum. Și simt adânc, adânc iubirea în cerul sufletului meu. Când ești pe ușa iubitoră, da? Încât eu văd în ochii tăi greiesc prin gura ta. Tot ce e în gând, tot răul, îl lași aici, în camera asta. După ce trece. Foarte frumos. Ceea ce mama ta ți-a transmis, poate că a fost într-un fel. Fii bărbat? Da. Păi nu sunt așa. Ce-ar fi să fie femeia și bărbatul să fii tu? Ești ceea ce ești, ești bărbat. Am și bărbat mai răzită prin ceea ce sunt eu, așa se manifestă și ai noștri părinți. Ca să fie mult îmbrățișați. Și trebuie să stea așa stângă pe stângă. Cum știți? Nu știu. Cumva sunt și puțin supărată pe mama mea, că m-a lăsat la bunici când eram mântuță mai mult decât mi-aș fi dorit eu. Și eu. Și da, nu sunt foarte supărată. Cumva am greșit eu acum cu copilul, că îl țin foarte mult pe lângă mine și nu îl las puțin așa, sunt foarte posesivă. Cred că am rămas un pic de un fel de frică, de traumă. Și mama este aici. Bravo, bravo. Mama. Și cumva bravo. Pentru treaba asta nu mama este aici. Să fiu de ok. Cine mă e la ce oră? Mama, uite, ai auzit ce ți-a spus. Ba, dar nu știu ba, de ce nu pute să mă găsit așa. Mama, ai auzit ce ți-a spus ea? Deci așa să ascultă ce spune de fapt mama ta. Da. Hai să auzim ce spune mama. Te iubesc. Exact așa. Hai, scapă de scurași. Acolată? Tot a fost perfecție. Da, mă rog. A fost foarte apropiată și... Ești un om bun. Dacă simt că te-am dezamăgită în ultima perioadă, păi, da, că n-am putut să fiu alături de tine așa cum meriți. Evident, patronări energetice cu energia iubirii în echilibrarea energiei masculine. Dar tu ești bunicuță, nu te țin cura? Exact, o bunicuță care e atentă. Ai văzut? Tot așa să tăia. Draga mea. Draga Sanda. Dă-ți voie să fii bunicuța? Da. Care îți dai tu voie să fii? Da. Și un mesaj? Nu știu, poate da. Din viața asta, din alte vieți? Mi-aș dori să înțelegi mult că toți cei din jurul tău te-au iubit cu iubirea pe care au fost ei în stare să ți-o arate, dar era în interior o adevărată iubire, dar așa au știut ei, inclusiv eu. Și îmi pare rău dacă nu te-ai prins că aveam iubire enormă. Toți oamenii conțin iubire, numai că nu știu să o arate ori de teama, de a nu ști... Că face bine cineva. Că face bine, să nu te respecte prea mult, să nu... Adică să nu greșească de partea da, ceea ce ar fi. Când eram mică, nu mă ocupa că eu iau să în cap. Să nu te respețe. În somn, exact. Da. În somn, exact.
cum e în cap. Dar aș vrea să-ți fie clar că ai fost iubită. Ai fost iubită și iubirea aceasta a mea a rămas la tine și o porți în tine. Și dă-o și tu mai departe. Cu bagajul meu și cu ce ai reușit tu să înveți să fii, poți să dăruiești acum încolo iubire. Și spune-i despre cum îți iubești soțul acum, când ai înțeles cu înțelepciune viața dincolo de moarte. Spune asta, nepoate. Eu îmi iubesc soțul cu deosebită apreciere. Și nu e loc să schimb. Și ce să fac? Nu mai vreau să schimb. Soțul? Și nu mai vreau să-l schimb, că stand-urile de la inimă sunt puse din cauza dorinței mele de a-mi schimba soțul, nu ca persoană. Eu să-l controlez, eu să-l domn. Îmi enorm și îmi pare rău că nu pot să-i arăt enorm, pentru că ăsta este modelul meu. Mai poți, blocajul tiparul. Dar îl iubesc enorm și îl apreciez enorm și îi mulțumesc că cu toate rugămințile mele de a mă lăsa, de a ne despărți, n-a vrut să ne despărțim, și am învățat de la iubirea mea. Cum? Așa și noi mai. Da, și în felul ăsta, prin atitudinile lui de a nu mă lăsa și de a mă iubi în continuare, chiar dacă eu nu eram agresivă, dar o blândețe care tristă. Cerea mult și tristă, da, o blândețe care s-a afișat prin nemulțumire, dar fără să comentez, însă am învățat că există multe feluri de a iubi și că dacă cineva nu are aceeași tipologie de a iubi ca mea, nu înseamnă că nu iubește. Dacă eu simțeam că mi-ar declara că mă iubește dacă mi-aduce flori, este același lucru cum el îmi declara că mă iubește ne lăsându-mă să țin o plasă în mână sau să făcând numai el piața sau cheltuind numai el în casă. Am emoție pentru că recapitulez iubirea lui, dar tot iubirea este, chiar dacă nu este asemănătoare cu iubirea pe care eu mi-aș fi dorit-o. Dar oare de ce nu i-am spus, uite, adu-mi o floare pentru că așa văd eu iubirea? Dar de ce nu faci declarații? Nu. Fiecare iubește, dar iubește. Și își arată iubirea altfel. Hai să înțelegem că e iubire. Aceste o problemă mare. Să te bucură ce primești, de fapt. O să spun și eu ceva aici, o problemă foarte mare. Iubirea trebuie să te naști. Tot ce vine din față este iubire, indiferent dacă este cineva te necăjește sau nu. Că divinul prin el te necăjește ca să scadă ceva din tine, un comentariu pe care îl ai față de omul acela. Deci oamenii nu acționează gratuit, ei lucrează la comandă de sus. Noi nu putem ataca oamenii, nu putem să fim supărați pe ei, decât pe Dumnezeu. Deci omul când e supărat pe cel din fața lui, e supărat pe Dumnezeu și intră în conflict direct cu Creatorul Universului. Deci oamenii sunt nevinovați întotdeauna. Într-adevăr, e dureros pentru ego, dar prin oameni îl deranjează și îl distruge. Trebuie să înțelegem că întotdeauna, dacă mergem pe cale egotică, nu avem nicio șansă de scăpare, va fi suferință în viața noastră. Suferință, boală, moarte. Se spune că fiecare om face ce poate mai bine cu ce are. Dar fiecare om, fiecare dintre noi facem tot ce putem mai bine, atât cât putem. Adică? Nu ai ce să-i cer unuia. Eu să-și cer ție că vreau eu să fii președintele planetei și de altfel nu m-aș satisfa. Tu poți și fiecare om dintre noi are o valoare și eu le spun, că vreau să spun și mai devreme, că eu consider că fiecare suflet este o scânteie de energie divină.
Da. Și oricum asta. Dar de nu știu dacă e să cer ce să-l iubești mai mult. Nu, ce înseamnă mai mult? Nu există mai mult. Nu simți dragostea celuilalt. Nu ai tu pentru el. Păi nu. Asta vreau eu să zic. Nu iubești tu. Și dacă tu nu o iubești tu. Dragostea celuilalt este dragostea ta. Deci bărbatul se întoarce înapoi, deci te iubește cu iubirea din tine față de el. Dacă tu nu iubești, n-are ce să se întoarcă înapoi. Ce vrei tu să simți e de fapt ego. Să simți. Și dacă tu pune-i pe listă ce nu vrei, iubești acel tu bărbat, o floare, nu e mai bine să cauți acea, că tu atât poți iubi acel bărbat pe care tu îl iubești și îl divinizezi din tot porii. Eu ori l-am iubit 20 și ceva de ani, 20 și ceva de ani, timp în care nu m-am plictisit deloc. L-am iubit cam prima zi și n-am văzut altceva în fața ochilor, până într-un moment în care m-a rănit foarte tare. Ce înseamnă m-a rănit foarte tare? Nu, dar pe cine a rănit? Da, ego. Ego, s-a terminat cu... 20 de ani în care tu te-ai văzut pe tine sau nu mai pe el? 2 secunde, lăsat. Hai să vorbim. Deci, ce a făcut? Am fost acolo. Concret. Am fost acolo. Și eu. Cum te-a rănit? Nu contează ce. L-a rănit, nu contează. Chiar nu contează. Cum te-a rănit? Prin repetate rânduri, când îi spune, uite, vreau așa, hai să facem așa, vreau și eu, facem și varianta ta, dar hai să facem și varianta mea. Nu, deci tot timpul era ca el, era... Așa a fost obișnuit. Capul femeii este bărbatul. Dar nu mai suportat. Ce s-a întâmplat? Ce, a mers 20 de ani? Că eu am auzit replica asta, până acum a fost bine și acum nu mai e bine. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că în același timp, nu știu dacă din același motiv sau nu, a intervenit și un alt bărbat, numai că, fără să fie, n-am avut nicio relație, nici doar trebuie. Așa energetic. Nici nu trebuie! Păi exact! Și am început să fac comparații și să văd și altceva, pentru că eu toată viața am văzut doar așa, Asta s-a întâmplat! A venit momentul! Ți-aduce aminte de povestea mea? Ce v-ați avut timp să vă povestiți? Nu, am vrut să spun de față cu lumea. Păi știu, Ți-amintești? Da, mi-amintez. Aș putea să spun cu mâna pe inimă că îl iubești în ziua de azi, doar că iubirea s-a transformat. Am și visat în acea perioadă în care noi ne-am despărțit. Am visat cum vor decurge lucrurile și că el se va duce cu altă femeie și că se va întoarce peste ani și ani. Am visat toate lucrurile astea, dar am spus din acel moment, exact cum am spus și în vis, îți mulțumesc, dar viața ta și familia ta este acolo. Dar să fim atenți la ce se întâmplă. În momentul în care ea a continuat în iubire, de fapt, acel bărbat a venit către ea. Adică a permis energetic să se apropie de ea. Și la mine acum a început să vină către mine, dar nu într-un mod benefic, din contră. Acum se face el preș în anumite situații și am presa că nu mai e bărbat. Adică nu... E disperat, exact. Și el 20 și ceva, exact, mă pierde și face orice. Lui și el, da, exact, el așa m-a considerat, sunt de mică cu el. Și atunci, ce-ar fi să iubești din nou? Eu nu spun pe el, că-și Dumnezeu este în fiecare dintre. Dar nu-i luăm pe toți la rând. Nu spune nimeni să iei pe toți la rând. Dar tu ce te bagi în discuție? Păi mă simt și eu așa ca musca. Na, e. Tu de ce nu te întorci la bărbatul tău din Israel? Pentru că l-ai întâlnit pe adevăratul tău bărbat. Că fiindcă și deoarece există acele truisme care se spune unde scui, nu mai pup. Băiați și fată. Ciorba. Nu, dar nu știu să meargă cu motocicleta.
Și mi-am găsit un bărbat pe o măsură. Exact! Păi despre asta e vorba. Aceea potrivită este doar de a accepta. Este doar de a iubi. Este doar de a ține recunoștință de tot și poate exact așa. Dacă încă îți vine să plângi, este că încă n-ai crescut iubirea astfel încât să te poți duce în a fi cum aveai tu bilă tu, în a accepta toate. Dacă încă îți vine să plângi, este pentru că ce ai vrea să auzi de la soțul tău? Ce ai vrea să auzi? Spune-i, uite ce vreau să aud de la tine. Nu mai vreau să aud nimic. Și dacă ar fi să auzi? Spune-i, în momentul ăsta aș vrea să pleci, că atunci când ai plecat, ochii mei s-ar liniști, sufletul meu ar fi cei mai frumoși din ești lume. Așa? Deci dacă el vine mai departe, el ar pleca și nu-ți mai spune nimic. Tu ai mai plecat. De ce a rămas setată, frate, pe bani? Spune asta. Aici e cuțul tău, spune asta. Zi-tot! Cu tupeu, că nu e bărbat. Marius, poți să-ți dăm mâna, te rog, ca să poate... Taie de la rădăcină. Zi-tot! Taie, mă scupă-mi iubire. Vă rog, vă rog! Spune asta. Dacă tu ai pleca, eu m-aș simți mai liniștită. Ce-i zici, Marius? Să-mi trăiești. Ce înseamnă să fii suficient? Vă rog! Dacă nu vrea să pleci. Nu uitați. Uitați-vă cum mi s-a schimbat clipul de când, de fapt, o țină de mână. Hai să văd pacea. De fapt, ce simți? De fapt, ce simți? Ascultă-ți puțin, Dumnezeu, ce simți, de fapt. Te rog, tu să te duci mai departe puțin, mai departe. Aici, foarte jos. S-a depărtat de tine, mai mult. Mersa fără rămâne. Acum mă simt singură. Te rog să duci mai departe, du-te acolo la ușă. Și nu vreau ușa după tine. Mai mult. Cum este asta de fapt pentru tine? Și uite-te acum la el de la depărtare și spune-i de fapt ce vrei să-i spui. Cu adevărat, du-te în inima ta. Și vezi cum ai fi fără el. Uită-te aici. Chiar vrei să fii acolo unde este acum? Și simt acolo, nu știu. Mi-e frică, de fapt. Ți-e frică ce? De singurătate. Ce ți-e frică ce? Mario, strânge un pic de mâna puțin, fă să fie conștientă, fii atent, fii conștientă de mâna ta. Și pentru că ești și pentru tine, ca să fii conștientă de mâna ta, Mario, să vină aici. Dacă singură pe lume. Vină așa, așa, te rog, ține-l de mâna pe Mario, stă și pentru tine important. Și strânge și mâna ei puțin. Și auzi, da? Că nu văd viața fără el, pentru că mereu am fost cu el. Eu nu știu, să fiu singură. Nu știu cum va fi. Presupunând că deja știi că în lumea ta vor fi gânduri, vor fi oameni, femei, bărbați, situații de viață, poate un alt bărbat care te ține de mână, dar el e acolo. Dar uită-te puțin către el. Știi că Radu este de fapt soțul tău, am să te rog să vezi dincolo de el. Vezi dincolo de aici soțul tău și vezi-l de la depărtare. Cum vezi de fapt? Văd lumină, văd că aș fi fericită, dar mi-e frică. Ok, pentru că e frică, fiindcă nu s-a văzut pe sine și pentru că în altă parte se uita. Am să spun aici ce simt. Ce simt? Acolo este soțul meu. Dacă
te uiți la ea cu frică, uite-te în interiorul tău, cu încredere, la ochii deschiși. Și gândește de... Marius, mi se trebuie puțin de mână ca să simtă. Dar viața este în funcție de cum ți-o crezi. Vrei să trăiești în frică, în spaimă, sau vrei să trăiești în adevăr, în credință? Adică în iubire. Și te mai uiți încă o dată spre el și te simți pe tine, de fapt. Vrei să fii alt bărbat în locul din viața ta? Adică acela care deja și-a făcut apariția într-un fel sau altul? Vrei să fii aici? Acela? Adică cel care te strânge acum de mână și mai tot o conștientă de asta? Da. Cred că da. Mai uite tu data aici. De ce este pământul vinovăției? Meu întotdeauna nu știu ce să văd. Văd doar un bărbat nou în momentul ăsta. Acasă să vedeam altceva. Cu care nu știu. Trebuie doar să încerc. Dar se pare că mie mi-e frică de nou și mi-e frică și să pentru că e frică de nou, mâine te va scoate bărbatul cel nou în oraș, într-un loc de poveste. Poate chiar te va iubi și fizic, dar nu odată, ci o zi întreagă. Poate îți va arăta lucruri noi și îți va vorbi despre o lume cu voi. Și acest bărbat te privește. Și are grijă de tine și de copii. În continuare. Și tu te duci în lumea de poveste. De pe partea altă. Dar nu doar cu bunica. Ce parte din tine plânge acum? Pentru că bunica te vede și ești chiar în fața ei? Și pentru că ea știe că a trecut prin astfel de experiențe, te aude de la depărtare, ca domnul Emil Străin, și îți vorbește. Pentru că bunica simte, este în energie feminină, bunica. Alege iubirea adevărată. Alege ce... pe cel din partea care a simți iubire. Alege pe cel care ar fi în stare să treacă peste multe și să-ți ofere multe, pentru că acum lucrurile sunt altfel, lucrurile s-au schimbat. Și mă sigur. Inspiră și expiră, că asta spuneai să facă cineva, adică chiar bunica ta. Îi spuneai tu cum vezi să inspire, să expire și ea-ți spune acum, alege pe cel care îți oferă multe. Ce anume să-i ofere mult? Că n-am înțeles. Siguranță. Să-i ofere siguranță. Da, și stabilitate. Și stabilitate, da, oare? Asta este ceea ce este minunată. Să-ți ofere multe? Și să cauți asta? Pune tu o mână pe inima ta și ascultă propria ta inimă, pentru că tu ai venit prin pântecul mamei tale chiar singură. Și este chiar universul stabilității și al siguranței. Ești chiar tu. În tine este acest univers al iubirii, al stabilității și siguranței. Chiar tu ești oceanul acesta infinit. Ce cauți acolo este, de fapt, ce cauți în propria ta inimă. Și
stai acolo. Și stai acolo. Și acum te uiți puțin spre bărbatul nou. Te uiți puțin spre soțul tău. Și vezi de fapt ce vezi în stânga și ce vezi în dreapta, ce vezi prin mamă, prin tine însăți, prin bunica ta, poate chiar prin tine cea dintr-o altă viață. Să vezi. Imediat, Mihaela, vei spune tu. Undeva. La tine, la el, la voi și să vorbiți. Voi nu comunicați. Voi ați aruncat cuvinte, dar n-ați ajuns suflet la suflet. Și acum vine și Mihaela să spună ceva. El, în general, nu. Am și eu întrebare, Alina, pentru tine. În, ziceam, scop cadru. Exact fix în situația în care te afli acum. Nimic în plus de mâine sau peste viitor. Și eu, dintr-un colț, o femeie alta, da, vecina ta, prietena ta, colegă, oricine. Sau a fost prăjită de mine. Dar fii atent, o femeie cu ochii interesanți. Vine și deși în cadrul ăsta în care te afli tu și stop, ți-l fură, ți-l răpește mâine, ți-l ia. Ți-l iubește. Și mă zonă, îi lasă să vii acasă. Cum te simți? Te rog să-mi spui. Furată. Pentru că e sentimentul proprietății. Inițial... Și el e fericit. Și eu mi-am pus întrebarea asta, mi-am mai pus întrebarea asta și mă simțeam liberă dacă pleacă el. Și el a spus-o, că eu mi-aș dori ca el să plece. Pentru că mie greu să iau decizia asta. Nu, e sentimentul de vinovăție. Și uite-te din nou către bărbatul nou din viața ta și începe să construiești cu el ce ai construit în 20 de ani. Păi poate nu trebuie 20 de ani. Îți trebuie poate câteva luni. Sau e altă energie. Da, ați consumat dragostea asta? S-a consumat dragostea? Eu vă să spun, dar nu din relația asta, înainte să mă căsătoresc cu fostul meu soț, am avut o relație de 3 ani de zile. Eu n-am avut decât o singură relație în viața asta. Nu, și spun, am renunțat, m-am îndrăgostit fulgerător de cineva, aveam 3 ani deja de relație cu un băiat extraordinar. Dacă ar fi să-mi pare rău după persoana, așa. Bun. Și m-am îndrăgostit, un bărbat foarte bine, foarte frumos, foarte energie maximă, adică din toate punctele de vedere. Și m-am aruncat așa cu cap, am renunțat la relația respectivă, foarte ok era și din toate punctele de vedere. Dar nu știu de... Probabil a fost... am crezut eu că... Nu știu ce... Nu, acum nu dau seama ce s-a întâmplat. Pentru că femeia alege pe omul care o deranjează maxim. Probabil asta am făcut. Deci alege un bărbat care să o deranjeze, nu alege un bărbat care să simtă. Să construiești. Da, și bine să construiești. Nu mai poate să o vindece. Păi nu, cu soțul nu poți să construiesc, că el e... Se comportă este... cu ea, scadă orgoliu și s-a dat de viață. Tot timpul contra a ceea ce vreau să fac. Da, și eu am încercat ceva care nu era ok și... Păi gata, am scadă, că altă situație nu am și văd ce am eu de făcut. O să-ți vezi de noul bărbat în timp ce ești aici? Da, trebuie să vezi cu capul sus. Adică cu demnitate ieși din relația cu soțul și te duci cu celălalt. Nu și. Ai spus că poți să construiești orice, chiar și copii? Nu mai vreau copii. Da, ai copii? 2 adolescenți. Ce frumos! Să trăiască! Dar ce vârstă ai? 41. Mulți înainte. Mulțumesc. Dar mult mai tânără. Da, la nou bărbat, poate vrea copii. Nu mai vrea nici ăla copil care destui. Are destui? Adică? Destui. Dar fii atentă! Dar uite câte chestii apar! Deci el are copii și tu crezi că atunci când veți fi împreună și copiii lui
vor avea nevoie de... și copiii tăi vor avea nevoie de tine. Fiecare. Crezi că între voi doi vor fi exact lucrurile de acum? Nu. Conștient. Asta vreau să zic și eu, că n-a fost bine, nu s-a terminat bine relația. Cât de mari sunt copiii lui? Sunt mici. Minunat. Adică ai tăi sunt mari, ai lui sunt mici și tu spui că nu mai vrei copii. Și când o să vină la tine acei copii? O să-i primesc. Sigur, dar nu. Ai, alții nu crești tu. Nu, nu-i cresc, doar îi primesc ca o vizită. Mhm. Dar pot să vorbesc și eu din pricina copilului? Te rog. Ai mei sunt despărțiți de când aveam 4 ani. Mama nu s-a recăsătorit, dar tata avea câte o femeie în fiecare zi. Și ți-o aducea ca mamă vitregă? Și o aducea în casă, gătea, făcea curat una alta. Doar că, bineînțeles, eu copil fiind, mă simțeam trădată, dată la o parte, respinsă. Dar știi de ce? Nu pentru că n-aș fi primit iubire, nu pentru că n-aș fi primit atenția tatălui meu, pentru care sunt lumina ochilor lui. Îi se schimbă total fața când, doar când vorbește despre mine. Și pentru mine este același lucru. E... îngerul meu păzitor. Ei. Însă, întotdeauna, copil fiind, fiind la mama acasă, tânjeam după atingerea tatălui meu, după prezența lui în casa noastră. Acum înțelegi de ce s-a lăsat ea maltratată de bărbat? Eu altceva vreau să spun, scuză-mă. Nu mă interesează copiii lui, mă interesează copiii tăi. Copilul ei se duce la psiholog și la psihiatru. Exact. Tot după divorț. Da. Tu ai doi. Da, depinde cum gestionezi. Nu există. Cum gestionezi tu, gestionează copilul. Copilul nu percepe. De iubirea ta față de el, față de el, față de ce în inima ta, față de tot ce în jur. Este despre asta, iar tu ce cauți? Aici? Sau aici? Este despre iubirea aceea pe care încă e de cultivat aici. Și așa, după ce o cultiv aici... Vei vedea exact ce se întâmplă. Deci trebuie să mă iubesc pe mine, nu mă iubesc pe nimeni, mă iubesc pe mine. Da, dar tu o spui din furie acum. Exact. Asta vreau eu să zic. Și în spatele furiei se ascunde o mare, mare pasiune. La ce ești pasionată? Care e pasiunea ta? Da, acum am descoperit care e pasiunea mea și care? Lucrez la asta. Fac haine, croitorie, design vestimentar. Uite, acum apare... un alt creator Armani. Apare un alt bărbat care a venit doar în întâmplător să-și creeze niște haine la tine. Și pare șarmant, atrăgător. Wow. Și îl lași deoparte pe noul și descoperi la el o altă lume. Și ești tu. Cum ești? Cum ești? Și el vrea? Și el vrea! N-are copii, și n-are copii. Și e liber. N-are copii. Și și vrea. Și n-are obligații. Și e liber. Și e plin de bani. Cum? Cum simți? Plătește toate facturile, n-are nouă facturi, lasă-mi încolo de facturi, mi se duc la altceva. La călătorii? Spune-i lui ce simți de fapt, pentru că acum iese din tine ce era de fapt nici aici, nici aici. Întoarce-te către el și spune-i de fapt. Spune-i de fapt ce vrei. De ce vrei? Spune-i, uită-te la el, pentru că acum... Păi eu am venit să-mi fac haine. Acum și el poate să se uite la tine. Uită-te la el, pe și el poate. Ia.
Și el chiar îndrăznește să se apropie de tine. Da, da. Sunt ceva din intercarte. Nu, nu, nu. Nu, dar nu, nu măcar m-a strâns în brațe. Doar... Ai niște vise? Nu, și eu și el avem vise. Dar el poate și se apropie de tine mai mult. Și mai mult. Din ce în ce mai mult. Din ce mai mult. Mai mult, mai mult, Poate chiar o să-i la pieptul tău. Ține-l, stai aproape de el. Dă-ți voie și stai aproape. Poți să-ți pui capul aici pe umărul lui și tu îi spui exact ce sugera Marius. Ce vrei să-i spui, ce vrei de la el. Spune-i, va ști. Fie frică, pentru că îți voie. Asta este șansa ta divină, să-ți dai voie ce vrea inima ta, dă-ți voie, poți să închizi ochii și ești exact în brațele acelui bărbat care te face să simți ce simți cu adevărat în inima ta. Simte ce simți. Ce cauți. Să fie șarmant, dar și puternic în același timp. Să avem pasiuni comune, să creăm împreună, să ne bucurăm de viață, să ne bucurăm unul pentru altul, să ne susținem. Să fim o echipă. Până atât. Da, a ales un partener de afacere, nu unul. Nu, să fim fericit ieri. Ieri, pe primul loc, să ne iubim. Și acum, nu ține cont de nimic din ce ai spus tu. Cum e? Ce face, ce-i spune partea lui divină masculină. Ce vrea el face? Și cu tine, și cu viața. Pentru că el atunci este puternic. Asta înseamnă bărbat. Și te ia de mână și îți spune că azi unde vrea el te duce. Și tu începi să urmezi. Dincolo de ce ai spus acum. Și de fapt descoperi că acele erau doar niște creații așezate de nu știu unde și că de fapt îți dorești să te conducă. Și să facă ce vrea el. Îmi place chipul tău acum, e foarte interesant. E așa? Uite că... Să râde? Nu știu, m-a probat contrariu. Cum este asta de fapt pentru tine interesant? Da, asta e varianta cea mai bună. Întotdeauna. Din totdeauna. Poți să-i fii recunoscătoare că ți-a adus starea asta aproape de tine, adică acolo unde ești tu, să o recunoști. Ești. Doar nu ți-ai dat voie să o vezi, să o observi, să o simți. Poți. Nici el nu mai plânge, nici tu. S-a echilibrat. Și ce s-a creat prin orice frică, în orice context și legătură, ai ajuns să inspiri și să expiri starea pe care o cauți. Dar e alt bărbat sau e același? Alt bărbat. Care vrei? Știi ce e interesant? Că îți dai seama că și primul tău bărbat avea același lucru. Este adevărat. Eu simt asta. Deci, la alt nivel. La alt nivel, da, da. Dar nu înseamnă că nimic nu-i lipsea. Exact.
Și că ceea ce căutai era de fapt ceea ce cultivi la tine. Fiindcă cine zicea ce zicea? Femeia este cea creatoare de stări, de energie, de hrană pentru bărbatul ei. Și că în loc să-i dai să mănânce hrană critică, tu ești mulțumită de tine, de ce descoperi prin tine? Tata, pe bărbatul meu actual îl frustrează că eu evoluez și că mă descopăr și că sunt oprește-te, așa. Oprește-te, e doar ego-tău care crede chestia nu, asta. Nu, e... Atunci... Devine agresiv. Nu e agresiv, din contră, se frustrează foarte tare. De ce îl faci în seamă? De ce te uiți la el așa cu ochii ăștia și nu te uiți cu iubire și compasiune? Și cu încredere, când te uiți la el. Că dacă te uiți cu încredere, el își va dori să vină unde te duci tu. Ea nu mă iubește. Ea nu mă iubește și nici nu are cum să facă o comparație fiind prima iubire. Da, eu nu prea am cum. Cred că și asta este... Eu am zis o chestie. O problemă să zic, că nu pot să fac comparații între bărbați și să știu... Dar ce să faci? Că așa sunt ei acum, în voi. Dar stai puțin, că a zis că bărbatul meu actual. Te-ai despărțit de el și... Nu. În sensul că s-ar putea viitor să... Eu nu mă alături. Da. Nu, dar dacă evoluția mea și pe unul, înseamnă că ăsta nu-ți mai trebuie. Odată cu evoluția mea, el se frustrează. Adică la orice pas îl fac, nu e bine, nu e... Eu am făcut bine ce fac. Pentru că el se teme ca tu să nu-l înlături. Păi asta e frica lui, se... Dar cum ar fi ca tu să-l iubești în continuare? Așa cum e el. Ai putea? Fricos. Așa fricos? Alina, dau jos. Orice este el! Când ai voie că... Bine, fricos, dă jos pantalonii și pune-ți fustă și ai să vezi să schimbă lucrurile. Tu ai intrat în niște pantaloni de bărbat și vrei să iubești cu un bărbat? Era modă. Eu cred că am dat jos pantalonii și am pus fustă și m-am dat la fructul meu cu încredere, s-a schimbat situația. Exact ce-mi povestești, vorbești așa mai perfectă. Vorbește o femeie care a făcut afaceri, care a fost plecată, care a... Eu iau pe cal călare cu cizme și făceam așa. Ai înțeles când m-am dat jos după cal? S-a simțit. Soțul meu e soț, e bărbat. Nu, eu sunt pe cal acum. De păi dă-te cizip. Eu am fost sub cal. Păi n-ai observat că de când e urcat pe cal, soțul tău e fricos și nu mai are așa? Păi atunci despre așa. Da, dar îi place. Nu, prea mai e prețul pe care, trebuie să plătească, probabil. Ai văzut că este, nu știu, pentru că nu mă susține niciun fel. Nici emoțional, nici financiar. Adică nu trebuie să fii susținut așa. Probabil că trebuie să te întorci la cum ai fost când te-a luat. Dar tu te susții? Tu te apreciezi pentru ceea ce faci. Hai să vedem. Hai să vedem. Aici apare din nou mama. O bună ca viitoare să lucrăm pe scenă. Da, da. Doamna profesoară, vă rog, luați marele vantai și veniți în poveste, că acela l-am adus eu, mama. Mama, bărbatul nu vorbește oricum. Mama, stai aici, ține-te mâna în continuare, mama. Vorbești cu fica ta. Și cel care rămâne și cel nou, le aveam învățat lecții de la anii. Dacă pe cel vechi nu-l lași cu iubire, nu poți găsi iubire în altă parte. Nu pe cum. Da, așa. Lasă cu iubire. Dacă vrei să-l lași, lasă iubire. Altfel, este o continuare a situațiilor neplăcute de la cel trecut, continuă celălalt. Chiar dacă în momentul ăsta nu ți se pare că ar avea ceva în comun cu celălalt. Pe parcurs, hai să descoperi cât amar alte chestii, dar cu același mesaj va veni și de la cel din trecut, pentru că sunt lecțiile tale pe care trebuie să le faci. Și nu putem spune niciodată că îl iubesc pe ăsta și pe acela nou. Nu există. Nu tu, nu eu, femeia. Pun piciorul în cap și spun nu până aici. Nu. Lasă divinul să te va despărți. Atunci
când va crede de putință și știi când trebuie să stărim învățat lecțiile cu cel vechi. Te va desprinde fără de aș face, când formiești una de variante la care nici nu te poți. Pentru că oriunde vom fugi, vom avea aceleași lecții. Sigur, nu scăpăm. Până nu le rezolvăm probleme de noi, nu contează oamenii. Sigur. Vom veni aceleași lecții. Pentru că nu ei sunt problema, întotdeauna am fost noi. Deci până nu ne scădem noi nivelul de deci, acolo, după divorț am avut relații cu unde fugi, da, duci cu bărbați care rugăște. Același mesaj ne-am găsit la toți. Și pe cei doi i-am șutuit, la cel de-al treilea am stat până s-au terminat lecțiile de învățat. Cum am stat? M-a umilit. Ce-a vrut aia făcut? Eu doar am acceptat. Și când s-au terminat lecțiile de învățat, atunci Dumnezeu m-a desprins foarte frumos. Ai acceptat ușor? Acest lucru s-a întâmplat și cu fratele tău. Da. Și deja a acceptat totul și în momentul în care nu avea avut ce să corecteze la tine, a plecat singur. Sigur. Cine a plecat? Fratele meu, care a stat la mine 6 luni de zile, dependent de alcool, mi-a făcut tot felul de lucruri, dintre care cele mai groaznice. El doamna în parte, Maria Tomea, pe jos? Pe jos, dar câte stricăciuni a putut să facă. O singură dată, când s-a îmbătat și a băut tărie și a făcut gălăgie mare în scară acolo, o singură dată mi-am propus și am și spus dimineață că când te vei întoarce, va trebui să-ți găsesc un loc și să te trimit de aici. Dar până a venit el la ora 3, eu mi-am dat seama că, de fapt, nu eu trebuie să-l dau afară pe el, pentru că el a venit să învăț eu niște lecții, să mă desprindă pe mine de, mi-am dat seama, de niște lucruri materiale, așa, sau covor, da? Și mi-am dat seama că eu nu trebuie să-l dau eu afară, ci că îl va lua Dumnezeu când va crede de cuvință. Și am lăsat lucrurile să curgă. A făcut foarte multe răutăți. N-am zis, nu m-am interesat, nu l-am luat la întrebări, nu nimic. Și încă una, și încă una, și încă una. Mă ținea și pe afară, nu dădea drumul casa mea și multe, multe altele. Până că într-o bună zi a zis că el pleacă să întoarce la țară. Și ai acceptat cu greu tot alea? Cu greu acceptai? Nu, foarte ușor l-am lăsat. M-am înțeles. A venit de la sine. M-a ținut pe afară, nu-i nimic, că am plecat, a făcut cumpărături, m-am întors. Deci nu suferai. Deci, nu. Uite, trebuie să înțelegi că nu fratele ei o chinuia, ci Dumnezeu o chinuia. Deci, întotdeauna Dumnezeu ne face ceva, nu un om, prin omul acela. Dar Dumnezeu ne și castrează. Cum? Ne și testează. Lasă testarea, că te chinuiește până nu mai poți, până scade orgoliu. Deci cu nivelul de orgoliu și de rezistență din tine, te lovește, în mod repetat, până ți-l distruge. Problema nu e omul. În momentul în care tu nu mai ai orgoliu, omul acela nu mai ce să scadă la tine. Atunci el se schimbă. Da. Și veneau și ceilalți membri ai familiei și mă instiga, dar eu eram foarte nepăsătoare și în total acceptare. Și spunea, trimite-l la casă, trimite-l că strică lucrurile, lasă să strice că nu iau lucrurile cu mine, vezi că strică liniștea acolo, scară și îți pierzi afacerea și nu știu ce, lasă că dacă Dumnezeu vrea să mă ia, mă ia și afacere și tot. Și cu toate că am fost instigată spre a lua o măsură, nu le-am făcut, le-am lăsat în totalitate. Și acolo. Eu l-am avut pe vârful meu, care suferă de schizofrenie paranoidă. A stat o perioadă la tatăl meu, a venit, mi-a spart ușa, m-a sunat poliția, iar eu eram foarte panicată pentru el. Că dacă el este în viață, dacă el este bine, lui tata îl rugam de fiecare dată să nu-l mai certe și să nu-i mai zică absolut nimic, pentru că el nu poate mai mult și nu știe. Și într-un final am luat la mine acasă, unde la fel a făcut destule... A stricat, da. Nu neapărat că a stricat, dar dacă mai venea mama pe la mine, se ducea la bucătărie și înfigea cuțitul în tocător. Automat cei din jur se înspăimântau și toată lumea mă întreba, dar cum ai curat să dorm cu el în casă? Și eu spuneam, e ăl de sus, sunt protejată, nu mi se întâmplă nimic. Iar la un moment dat, învățată de un alt psiholog, m-am dus la el văzând cuțitul înfipt, m-am dus la el și am zis, cine a făcut asta aici?
Nu știu. Fii atent, man. Când mai faci așa, să-l iei și să-l înfici fix în mijloc. Mă, da, în mijloc. În momentul ăla, de față cu mine, a luat cuțitul, l-a înfipt în mijloc și de atunci eu n-am mai văzut așa ceva la mine în casă. El nu a mai pus mâna pe cuțit să-l înfigă în felul respectiv. Și ei sunt doar niște suflete ce, ca orice emoție, vrea să fie văzută, fie că e pozitivă, fie că e negativă. Nu mai, dar ei sunt pentru noi. Adică e Dumnezeu în manifestare, astfel încât, dacă acolo era frică, putea să o amplifice până când... Dacă eu dăm masca jos... Dacă era să-i crească iubirea, tot bătea, punea cuțitul până creștea iubirea. Când se întâmplă asta, nu ai pe cine să te superi. Problema noastră fundamentală este că luăm lucrurile personal. Adică credem că o persoană ne face ceva. În viața noastră niciodată oamenii nu ne fac nimica. Și Divinul îi pune pe diferite situații. Cum ne prinde că avem orgoliu, cum ne-ar fi zic. Da, și copiii vin pentru părinți. Deci, niciodată problema nu era la copii. Deci în momentul că ți-ai scăzut oricum, el mai să scade la tine și nu va fi nevoie să facă bărbați. Da, foarte interesant. Uite-te la video, că sunt 2000. Da, păi eu din luna iulie mai ascult, am început să am descoperit și m-am bucurat tare. În momentul când primul videoclip pe care l-am ascultat, asta este adevărul, deci asta este adevărul. Vorbește. În toată un an, toată lumea îmi spunea, fii și tu pentru tine, mai egoistă, mai așa, mai... Vorbește, da. Eu sunt genul de persoană care... Cumva mereu am lăsat lucrurile așa și în familie. În familie, da. Facem cursul. Ia să vedeți. Ia, așa e. Ia, tu vorbești. Și când am ascultat, am descoperit pe dumneavoastră, atunci am avut așa ca că am ascultat diferiți, foarte mult. Până am ascultat dumneavoastră, chiar am văzut și am auzit multe. Dar atunci am știut că ăsta e adevărul. Deci chiar l-am simțit. Pentru că exact asta e. Asta este. Trebuie să te lași pe tine pentru celălalt. Și să nu mai ai control și orgoliu. Culmea că eu am orgoliu foarte mare. Da. Și asta este și eu control. Eu astea sunt problemele mele și eu le conștientizez și cumva. Dar știți, nu știu cum să facem să facem orgoliul ăsta mic în momentul când vine situația, pentru că... Mi-a spus că te lovește în fel și timp. Păi mă lovește rău și asta e problema. Și te doare? Te doare? Dacă te doare, atunci nu mai... Nu trebuie să mai fiu. Controlezi și nu mai reacționezi. Trebuie să nu faci plăcere. Să nu-ți cauți plăcerile. Eu vreau în momentul când vine o situație care mie nu-mi convine, eu trebuie să conștient... Ce să fac? Să țin post? Să ceva ca să fiu mai bună în momentul ăla? Că nu... Eu... Nu. Toate situațiile din viață vin de la plăceri. În momentul în care ți-ai redus plăcerea, te-ai desprins de materie, atunci nu mai ai orgoliu. Pentru că orgoliu este cel care apără binele propriu. Fără bine propriu, n-ai ce să scadă ce oamenii. Da. Deci oamenii, vei fi bine cu toată lumea, vei iubi pe toată lumea, oamenii te vor iubi. Da. Ei nu te pot iubi pentru că tu ai orgoliu și trebuie să-ți distrugă orgoliu. Deci îi pui să te atace. Da, da, da. Pentru că mereu cumva sunt atacate. Și sunt la fel. Da. Deci, dar și la locul de muncă, în ceea ce fac... Uite că la o chestie. Da. Femeia are 80% energie, bărbatul are 20%. Supărarea bărbatului nu e echivalentul cu acea femei. Femeia se supără cu 80% energie, deci cu o forță imensă, da. Pe când bărbatul cu 20%. Din cauza asta, el de obicei este bun, blând, îngăduitor sau fuge în altă parte ca să se salveze. Dacă este prea bun și blând, primește lovitura și se îmbolnăvește. Da. Deci femeia ucide. Da. Cu energia aceasta. Trebuie să înțeleagă că are o forță imensă. Sexul puternic nu este bărbatul, este femeia. Așa îmi spune că eu când noi când ne întâlnim, eu simt așa că nu mai am energie, îmi spune. Da. Așa că omul acceptă puțin. Îmi las
al lui Dumnezeu, care vine prin Ioara curge iubirea prin mine, sunt un izvor. Din călătorii s-a dat pe să fie și eu un izvor, sunt din ce în ce mai multe izvoare și mai mulți călători. Cum ar fi ca atunci când îți vine provocarea, tu să te conectezi la izvorul divin și să știi cum curg izvoare prin tine, în afara ta, pe peste tot, și în loc să vezi o situație despre care acum Alexandra va vorbi, tu de fapt vezi izvoarele iubirii. Cum ar fi pentru tine? În mintea noastră a femeilor, fiecare cuvânt începe și se conectează cu alte zeci de mii de cuvinte. În felul acesta se creează un întreg circuit la bărbați. Fiecare pătrățică are cutiuța ei. Ce fac acum? Păi mă conduc. Păi dacă conduc, conduc, nu-mi stă creierul nici la nevastă, nici la pescuit. Fiecare e cu treaba lui. Din păcate, la noi suntem atât de multifuncționale încât, precum păia în genunchi, țese. Mai multe operații în unitate de timp. 80% energie. Și aveți... Și ar fi minunat dacă ne-am găsit acea activitate, acea pasiune unde să ne putem duce toată acea energie. Luați-vă trei joburi. Și lăsați-ne în pace. Nu, no, lasă joburi. Că tot e la modă. Mai veniți și voi cu flori cu prăjituri. Dacă noi suntem sexul slab, aveți grijă de noi. Păi da, așați-vă dacă vreți, bărbați. Iubiți-vă. Dacă nu vreți, vă iubiți. Nu, ideea este ca tu, ca femeie, din punctul meu de vedere și ce concluzia la care eu am ajuns, da, să-ți urmezi pasiunea și să îți vezi de gospodăria ta, de copil, și să lași bărbatul să vâneze. Să prioare. Ducă el acasă ce e de adus, iar tu să te ocupi de acea pasiune. Știi, pe timpuri... Femeia trebuie să fie. Nu trebuie. Nimic nu trebuie. Adică să fim în a fi, nu a face neapărat. Exact. Pe vremuri, bărbații mergeau în război. Iar femeile se adunau la șezători, torceau, cântau, se jucau, iar gândul ei se ducea tocmai colo sus la Ion, care era pe front. Ion, de pe front, primea acea energie și începea și scria poezii. Dorul mă împinge la gândul de acasă, toate-s bune, dar tu făceai treabă. Dar o făceai cu atâta pasiune încât el simțea toată energia. Păi nu era fel. Și învingea pe inamici. Singura pasiune. Și dacă îi faci cu pasiune, se simte energia care o transmiși celuilalt. Singura chestiune care și dacă nu faci ceva, da, dacă tot se simte. De azi este că ea a rămas în a vorbi până la fi. Mă simți. Și ca să vezi cum este să fii și să lași a vorbi la bărbat și tu fii, aici este, și vorbești și manifestă în iubire. Marius, te rog să te ridici puțin. Fiindcă bărbatul este în a vorbi și femeia este în a fi. După ce invers? Asta. Și ești.
bărbatul este în a conduce, în a ghida și el face ce are de făcut și ea îl urmează. Ea vorbește. Ce ai tu de spus? Pentru că manifestă chiar acum. E varianta ta. Varianta ta ce poate exprima. Iubirea. Fiindcă este așa de greu pentru tine, te rog să pui și să te ridici și vine aici o energie feminină care este vocea ta pentru aici. Pentru care de? Pentru. Iau pe toți. Pentru toată lumea, inclusiv pentru tine. Pentru cine? Pentru mine. Pentru noi. Pentru tu? Aici facem joc de noi. E interesant. Pentru că ele își au voie. Ele se simt într-un fel, dar e de fapt ceea ce au cu adevărat aș transmite prin energia care au, dar este... Păi mă, mie frică că mă bate după aia, dar mă rog. Așa. Deci, exact cum am zis, pe mai multe căi, pentru că nu mi-am permis să o zic așa prea... am zis-o blând, da? Acum nu mai spun blând, dar lasă control. Atât. Dar fii atentă că este un mesaj pentru tine, însă pentru tine. Și de la tine pentru tine. Și de la tine pentru tine. Și observ că l-am zidit. Asta e cea mai frumoasă, măi. Cum e? Îmi asum. Poate fi aici. Să fie glasul tău. În manifestare. În exprimare. Mi-aș dori ca toți, și în special noi, toate femeile, să fim capabile să renunțăm la orgoliu și la control și să putem, într-adevăr, să ajungem să simțim acea iubire pe care ne dorim și la care tânjim cu adevărat și în loc să renunțăm la toate aceste forme de aceste pânze de paianjen și de control și de scheme și de uneltiri și tot felul de lucruri pe care noi încercăm să le facem pentru a obține această iubire pe care ne dorim cu adevărat și să înțelegem că calea pentru a obține este aia tocmai de a dărui iubire necondiționată celorlalți și de a ne lăsa controlate de divin, în esență, nu de bărbați sau femei sau alte... Eu mă ridic, mă spun direct. Am eu un defect profesional să vorbesc. Este foarte greu să înțelegem și să învățăm fără să ratăm și fără să experimentăm și să greșim. Pentru că vin modelele din urmă ale mamelor, ale bunicilor, ale femeii române care a fost crescută în stilul ăsta. Și este foarte greu ca noi să schimbăm ceea ce strămoșii noștri, strămoașele noastre, că vin și de pe latura mamii și de pe latura tatălui. Și nu există, e vina mea, e vina lui. Sunt vinovată, e vinovat. Nu există așa ceva. Trebuie să acceptăm, să luăm locurile ca atare, decidem, asumat, luând în calcul toate variabilele din ecuație, pentru că în momentul în care apar copiii ăia vor fi traumatizați la rândul lor, așa cum și noi am fost traumatizați de părinții și de bunicii și înaintași noștri, fără vină. Pentru că sunt niște modele repetate în mod conștient, care ne blochează în a fi iubire și în a fi așa cum simțim, că societatea ne vrea după un tipar. Și e prea multă suferință aici.
Și a venit timpul, totuși, ieșirea din suferință se face prin a decide că se poate și că suntem la timpul în care decidem. Eu decid, nu altele. Pe mine nu mă interesează de alte femei. Pe mine nu mă interesează de alți oameni în jurul meu. Că nu alți oameni trăiesc viața mea. Da, așa că, așa cum ai spus tu, nu trebuie să încep, cum o cheamă? Irina. Irina. Da, dă-le încolo pe celelalte femei. Tu trebuie, tot ce ai spus trebuie să zici eu. Eu. Da? Yes. Nu mama, nu tata, nu moșii, nici strămoșii. Eu. Asta e alegerea. Ce este interesant este că... La mine așa a ajuns să fie alegerea mea după ce am pus în locul ăla. Atunci când facem asta, deși pare că pentru, nu facem pentru celelalte, exact atunci facem și pentru ele. Pentru că de ce? Devenim model pentru fiică, pentru soră. Și nu asta e teoria timpului continuu. Și energia. Rezolv trecutul. Exact, exact. Se întoarcem. Păi adică, nu trăim în trecut, trăim acum. Nu e nevoie să te uiți la ea. Nu. Și doar să faci transformarea zilei și se face curățenie. Când trăiești în trecut, nu lași loc noului. Da? Când accepti trecutul, eu fie doar învățământă. Uite ce fac vocile de femei când vorbesc. Păi 1000% de energie până la 60. Ideea este că dacă ești universul, 1000 de megawatts. Permite să creezi armonie în propriul univers și vei expanda armonie în marele univers. Te interesează universul tău, nu al meu. Al tău, nu al meu. Al tău, nu al meu. Te rog, Marius. Deci ce spun un băiețel de 9 ani mamei lui? Lucruri neplăcute la mami. Tristă, frică să nu te enervezi. Enervată. Simt că îmi spargi scutul de protecție. Ești ca 6 lupi care se hrănesc cu sufletul meu, fizic. Simt că inima îmi bate foarte tare, îmi vine să fug. Când te enervezi, nu ești mama mea. Uneori ești o umbră neagră, atât. Iar uneori ești diavolul. Dispare tot, sunt într-un vid și este doar diavolul.